Județul Hunedoara va fi prezent la Târgul de Turism al României în perioada 9-12 noiembrie. Cele mai importante și mai impresionante obiective turistice din cele 6 zone etnografice din județ, ce numără o colecție impresionantă de obiceiuri și tradiții și elemente populare specifice, vor fi prezentate la București, la cel mai mare eveniment de profil din țară. După o scurtă perioadă în care am fost absenți la Târgul de Turism și din cauza pandemiei, ne reîntoarcem la București, de data aceasta într-o formulă mult mai mare. Vom participa cu tot ceea ce înseamnă materiale de prezentare pentru cetățile dacice, pentru obiectivele aflate în administrarea DGMPT-ului, în speță Complexul de Monumente de la Țebea, expoziția Zestrea Pusenilor de la Vața, Casa Memorială Drăgan Munteanu de la Poienița Voinii și toate obiectivele care pot fi vizitate în județul Hunedoara. Ne-am pregătit inclusiv cu informații despre aplicația pe care o avem noi, am dezvoltat-o noi la DGMPT, Discover Hunedoara. Suntem convinși că și de data aceasta va fi un real succes această aplicație. Apoi avem aplicația Exploring Dacia, acea aplicație prin care utilizatorii pot să atingă virtual, să spunem așa, niște bucățele din artefactele găsite în Sarmizegetuza Regia. De asemenea, mergem acolo și cu un colț tradițional, pentru că suntem convinși că gustul județului Hunedoara va cuceri papilele celor care vor veni să deguste din bunătățile pregătite de producătorii hunedoreni. Și pentru a atrage și mai mulți vizitatori și turiști în județul Hunedoara, reprezentanții Direcției Generale de Administrare, Monumente și Promovare Turistică Hunedoara vor arăta, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, și parte din portul și jocul popular. Din fericire, ne putem baza și în acest an pe experiența și pe bunăvoința colegilor noștri de la Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, care vor fi alături de noi. Se pare că inclusiv domnul manager Ciprian Roma va fi alături de noi, împreună cu orchestra ansamblului profesionist Drăgan Muntean și cu o parte a dansatorilor, astfel încât suntem convinși că vom face poftă, dacă vreți să spunem așa, vizitatorilor de a veni și de a rămâne în județul Hunedoara și de a se bucura de tot ceea ce are acest județ de oferit.